Pentru ce vă trebuie bani? Să luăm lemne, să luăm de mâncare. Să cumpăr lemne, mamă, că nu avem. E greu. Pentru pensia nu ne ajunge, așa facem împrumut. Pentru să-mi iau lemne, să-mi iau ce-mi trebuie de iarnă, că sunt singur, n-am pe nimeni. Din altă parte, nu avem de unde. Noi cu pensiile, știți cum e. La noi, nu prea mari, credite nu ne permitem. Pensiile mici nu le permit foarte multe lucruri pensionarilor, motiv pentru care bătrânii se văd nevoiți să se împrumute pentru a cumpăra lemne sau pentru a achita facturile. Sumele împrumutate nu sunt foarte mari, dar le sunt de folos pentru a se pregăti de iarnă ori pentru medicamente. Oamenii, făcându-și socotelile bine, cumpărând lemne, dând la nepoți bani pentru școală, aprăzunarea pentru iarnă, în lunile octombrie și noiembrie, fluxul de solicitări a fost destul de mare. Aproape 1200 de persoane s-au prezentat la casierie pentru a ridica împrumuturile. De remarcat este faptul că în acest moment, din cei aproape 17.000 de membri câți numără CAR-ul, doar 15 persoane au înregistrat restanțe la rambursarea împrumuturilor. Am ajuns în situația să avem la ora actuală în tot județul, deci la 17.000 de oameni, să avem decât 15 oameni datori, cu probleme. Și pur să vom îi căutăm acasă, mergem după ei, dar oamenii, în general, încep să vină, să-și dea banii așa cum trebuie și este o treabă excepțională de bună pentru noi. Solicitările sunt analizate cu atenție de către Consiliul de Administrație și majoritatea celor care doresc să ia bani de la CAR o pot face în aceeași zi. Și pentru că ne mai despar câteva săptămâni până la Crăciun, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, oamenii vin în număr destul de mare și împrumută bani pentru diverse nevoi. Președintele acestei organizații spune că se așteaptă ca cel puțin 1000 de membri să solicite împrumuturi luna aceasta. În medie, majoritatea bătrânilor cer între 2500 și 3000 de lei. Sumele mai mari de până la 7.000 de lei maxim se acordă cu girand și sunt solicitate mai ales de membrii salariați, care dețin venituri salariale mai mari decât pensiile membrilor.